Da, nu știu ce să spun, așteptăm și noi o decizie a legii în cursul zilei de astăzi și vom vedea apoi ce avem de făcut. Dar e clar că, până la urmă, din ce văd, acest campionat se va termina pe teren, din păcate, și nu va prima, eu știu, meritul sportiv al echipelor. Va fi un haos total și, la cum a fost acest campionat, eu cred că nu ar trebui, din punctul meu de vedere, să retrogradeze nimeni, sau, cel mai rău caz, ar trebui un sistem cu 16 echipe și ultima echipă să se apare. În momentul actual. Mă uitam, Danciu, și la o postare făcută de Peluza Cătălin Hildan, în care spuneau: am acceptat orice și să jucăm în fiecare zi și tot nu vă convine, tot mai găsiți ceva astfel încât Dinamo să nu-și poată să-și ducă la capăt lupta. Ești de acord cu ce a postat pe CH-ul? Ți se pare și ție că sunteți vânați cumva? Din ce am văzut ce s-a întâmplat ieri la Federația Română de Fotbal, tind să cred că sunt niște lucruri care se întâmplă numai împotriva noastră. Apoi mă refer și la greșelile de arbitraj în acest campionat, unde suntem cea mai dezavantajată echipă. Adică sunt niște lucruri evidente pe care toată lumea le vede. Hai să vedem, eu cred că totul s-a rupt pentru noi la acest început de sezon. Dacă oricum nicio echipă, din punctul meu de vedere, n-a respectat acel protocol medical de A la Z, de ce nu ne dai nouă voie să jucăm prima etapă, având un magazioner infectat, dar ne luând contact cu echipa? Aici am văzut că fiecare sucursală DSP a orașului respectiv a judecat în cum a considerat? În modul de a ajuta echipa din orașul respectiv. Numai noi am stat în izolare, nu ne-am antrenat. Adică sunt niște lucruri evidente și normal că stai să te gândești că sunt lucruri care vor să facă rău acestui club. Ok, înțeleg că suntem în situația în care suntem, dar lasă-ne să terminăm meciurile și acest campionat pe teren. Da. Ana Maria Prodan spunea cu câteva minute în urmă că este strigător la cer faptul că la Poli Iași, de exemplu, se găsește un jucător pozitiv, este retestat la 2 ore, găsit negativ și a doua zi se joacă meciul, iar jucătorul este titular. Pe de altă parte, Dinamo este izolată total, CFR-ul la fel. Am spus mai devreme, nici o echipă n-a respectat protocolul de la A la Z decât noi, dar din păcate noi am fost singura echipă care am ieșit infectați la un moment dat. Sunt lucruri care se întâmplă. Nimeni n-a vrut să se întâmple lucrul acesta, dar aș vrea să întreb pe toți ceilalți conducători de la echipele celelalte cum s-ar fi simțit ei și ce discurs ar fi avut ei dacă ei ar fi fost situația noastră. Da. Adevărul e că sunteți legați de mâini și de picioare. Voi ați acceptat orice condiție, chiar și inumană, de a juca din două în două zile și nici așa Noi și după ce s-a întâmplat acel incident cu infectarea jucătorilor noștri, un număr cât mai mare, am fi vrut să jucăm. Dar DSP-ul ne-a dat interdicție. Ce puteam noi să facem în momentul respectiv? Am fi vrut să jucăm, am fi jucat și cu juniorii, n-am mai fi jucat finala de la Under 19, da. Și am fi jucat meciurile pe teren. Danciu, urât, va fi o pată neagră pentru fotbalul românesc, din punctul meu de vedere, ce se va întâmpla cu acest campionat. Uite, să mai vorbim și de precedentul care s-a creat aseară. Așa. Adică nu s-au terminat meciurile din play-off, da. Și faci, în momentul actual, faci un match cu prelungiri și cu lovituri de la 11 metri. Adică, de ce nu poți să faci atunci 16 echipe? Adică te referi, dacă tot te joci cu regulamentele cum vrei în perioada de pandemie, măcar fă așa natură încât să respecti toate echipele, nu? Asta spun. Adică prevederea asta în regulament nu există a unui meci de genul care a avut loc aseară, da. la Craiova. Da. Atunci, fă și 16 echipe și ultima echipă să dea baraj cu locul 3 din Liga a doua. Da. Cred că mi se pare un lucru corect și evident, având în vedere cum s-a desfășurat acest campionat. Pentru că au fost multe probleme, multe lacune din partea tuturor, și a regulamentelor, și a echipelor, și așa mai departe. Da. Dar vă spun, dacă se întâmplă
ca acest campionat să se termine de maniera asta și Dinamo să retrogradeze neavând jucate toate meciurile pe teren, va fi o pată neagră pentru istoria fotbalului românesc. Vă spun sincer, dacă merităm să retrogradăm. Te referi sportiv, adică să vă jucați toate meciurile și să se tragă linie. Corect, dar... da. Acum nu vreau să te cobez sau să te să-ți dau o stare negativă, dar îți aduc aminte de barajul Rapidului cu Chiajna de rămânere în Liga 1. Rapidul a rămas după baraj în Liga 1, a mai stat două etape și pe aia a fost retrogradată. Deci se poate întâmpla orice, vreau să spun. Păi, pentru că noi nu avem, eu știu, foruri competente să ia anumite decizii. Și întotdeauna ajungem la TAS, cred că suntem țara care avem cele mai multe procese la TAS. Adică nu mi se pare un lucru normal. Cum a fost și cea cu speța meciului de Cupa României la noastră cu împotriva celor de la FCSB, unde noi am avut și avem câștig din cauza 100%. 100%. Dan Ciuda, stau și te întreb, totuși vorbim de Dinamo București, nu vorbim de o echipă înființată acum 2-3 ani. Cum e posibil ca echipa Dinamo să fie atât de nerespectată până la urmă? Pentru că din păcate, trebuie să spun lucrurile pe nume, în afară de spiritul și tot ceea ce înseamnă suporterul dinamovist, din păcate s-au schimbat multe lucruri. A mai rămas în mare parte brandul, numele, dar din păcate multe lucruri nu sunt așa cum ar trebui să fie. Această echipă a rezistat și rezistă în continuare datorită minunaților suporteri. Altfel, noi am fi fost morți. Trebuie să recunoaștem că la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, o mare parte de vină este și a conducerii. N-am cum să ascund lucrurile astea. Și cea mai mare problemă și tot haosul care s-a creat este datorită faptului că foarte mult a contat plecarea lui Mircea Rănic de la echipă. De acolo a plecat întreg evolucul a tot ceea ce ne găsim noi în momentul actual. Da. Știu că o să supăr multă lume, că toți o să mă critique, dar eu când am intrat în fotbal am spus un singur lucru și l-am spus și oamenilor de aici de la Dinamo. La fotbal niciodată n-o să mint legat de prestația jucătorilor, de latura sportivă și de lucrurile pe care le văd eu. Și problema este că tot ceea ce am spus și ce le-am arătat s-a adevărit, din păcate. Aș fi vrut să nu se întâmple lucrul acesta. Da. Asta e realitatea.